Cursurile sunt predate de către un tânăr din Hong Kong, iar copiii învață cu o ușurință demnă de invidiat. Părinților sunt extrem de încântați. De altfel, chiar și copiii sunt conștienți de beneficiile pe care le-ar putea avea peste 15 ani. Un job bun, un serviciu cald într-o multinațională română-chineză-americană, oricând, și să nu mai vorbim de Chinese food, mâncarea care ne unește pe toți. Unde crezi tu că ai să folosești limba chineză? În China. Vrei să mergi acolo? Sau? Da. Când? Nu știu dacă mă lasă mama. Eu vreau să merg... Părinții spun că limbi precum engleza, franceza sau germana nu vor fi suficiente pentru a-ți găsi o slujbă bine remunerată. Astfel micuților li se conturează încă de mici un traseu care să-i ajute să intre într-un club select. Sunt copii energici, activi, sunt la vârsta la care acumulează mult. De aceea nu prezintă nicio problemă atunci când vine vorba de asimilarea limbajului de bază. Ei sunt la vârsta la care asimilează foarte repede cunoștințele. Prin urmare, da, învață foarte repede orice limbă străină. Conducerea grădiniței private din Arad a copiat modelul de predare din Suedia, unde are mare succes. Motivele pentru care am ales chineza sunt în fond identice cu cele pentru care insistăm atât de tare pe engleză, pe franceză sau germană. În egală măsură cred că e un act de responsabilitate educațională.